Vă salut cu drag și în această seară, dragi telespectatori, și vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Noi trăim într-o mare de tentații și de ispite care ne deturnează de la scopul principal al vieții. Tocmai de aceea am intitulat și mesajul din seara aceasta Ispite Irezistibile. Pentru că trecând dincolo de... Sensul pe care noi l-am găsit: ispitei care merge mai mult în zona concupiscenței, a senzualității, a, a, a zonelor acestora care sunt oarecum mai rușinoase din punctul nostru de vedere. Ispita este, de fapt, o deturnare de la scopul inițial pe care ți l-a dat Dumnezeu și de la. Ceea ce trebuie să fii tu cu adevărat. În Sfânta Scriptură, atunci când am citit acel pasaj celebru în care ispititorul vine la Domnul Isus Hristos ca să îl scoată de la misiunea pentru care a venit în lumea aceasta, am găsit câteva elemente care se potrivesc perfect, bineînțeles, la o scară mult mai mică cu ceea ce ar trebui să fim noi și ceea ce suntem de fapt. În Evanghelia după Matei, la capitolul 4, Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune așa, este vorba despre acea pericopă intitulată Ispitirea Lui Isus. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul, spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe streașina templului și a zis, Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că ce este scris, El va porunci îngerilor săi să, să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Isus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul la a dus apoi pe un munte foarte înalt. I-a arătat toate împărățiile lumii și toată strălucirea lor și a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă satanul, i-a răspuns Iisus, că ce este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat. Și, deodată, au venit la Isus niște îngeri și au început să-i slujească. M-aș opri aici, pentru că, imediat după această pericopă care ne vorbește despre ispitirea lui Isus, începe viața lui de slujire. Ispitele sunt îngăduite de Dumnezeu. Tentațiile din jurul nostru sunt îngăduite de Dumnezeu. Chiar primul verset ne spune că Isus Hristos a fost de, dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Nu ai cum să devii un om puternic, n-ai cum să devii un om al lui Dumnezeu, n-ai cum să realizezi ceva în viață dacă nu reziști tentațiilor. Și pot să nu fie niște lucruri păcătoase în sine. A mânca pâine nu este un păcat în sine. Însă lucrurile acestea devin păcat în momentul în care te deturnează de la misiunea pentru care te-a creat Dumnezeu, de la misiunea pe care ți-ai descoperit-o în viața aceasta. Poate că unii se uită și întreabă: Care misiune? Despre ce vorbești? Pentru că sunt oameni care trec prin viața aceasta și nu descoperă pentru ce trăiesc. Nu-și dau seama care este sensul existenței lor și, pe măsură ce ne-am digitalizat, avem din ce în ce mai puțini oameni care trăiesc pentru un scop nobil. Din ce în ce mai puțini oameni a căror viață este misiunea în sine dacă vorbim de inventatori, de oameni de știință, dacă vorbim de mari artiști, pentru ei viața a însemnat opera lor. Vorbești de Rossini, vorbești de Wagner, vorbești de Verdi, vorbești de Mozart, de Beethoven, de poeți, de oameni de cultură, de oameni de știință care și-au dedicat viața cercetării, și-au dedicat viața descoperirilor, și-au dedicat viața artei. Viața lor este o operă de artă. Și am trecut în zona vieților cu interese. Oamenii nu mai trăiesc pentru un scop, pentru o misiune, ci trăiesc pentru interese. Și așa se face că, în, inclusiv în structurile statului sau ale bisericilor, găsești oameni care sunt puși acolo pentru că slujesc anumitor interese. Și ei înșiși au anumite interese. Hai la cultură, o doamnă care este economist. Păi are nicio treabă cu cultura, vorbim de artă, de teatru, eu știu, de zona aceasta a muzicii. N-a activat niciodată în domeniul acesta. Poate că este un om sau o femeie extraordinară, însă n are treabă cu domeniul respectiv. Pune-o, ministru de finanțe, pune-l, eu știu, în domeniul justiției sau în alte domenii în care este pregătit, a activat, știe cu ce se mănâncă. Nu, în societatea de interese nu mai există așa ceva. Nu mai e nevoie de oameni care se dedică, de oameni dedicați care au ca viață o misiune. Au în viață o misiune și o dedică în totalitate misiunii respective. Nu. Și de aceea în mare aceasta de tentații, cei mai mulți cedează. A, uite aici o ispită, e pâine, e salariu, e funcția, e, eu știu ce, validare din partea nu știu cui. Sunt anumite elemente de marketing care se potrivesc cu interesele tale și te oprește acolo și ai ciuntit drumul spre misiunea ta. Isus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Crezi că tu ești deasupra lui Isus? Crezi că poți da vina pe ispite, fie chiar nevinovate? Păi, lupt pentru pâine, lupt pentru familia mea, lupt pentru, pentru, doar ca să te oprești din drumul și din misiunea ta? Gândește-te, nu trebuie să-mi dai mie răspunsuri, pentru că și eu mă gândesc în dreptul meu. Fiecare dintre noi avem un preț. Și de regulă cedăm mai devreme sau mai târziu de dragul intereselor. Isus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul și să reziste acestor ispite irezistibile. Noi ca oameni imediat cedăm în fața acestor ispite. Ispititorul S-a apropiat de el. Fiți atenți cât de diplomat este diavolul. Nu este atât de prost și grosolan și grotesc și grobian cum l-am zugrăvit noi în mitologie, cu copite, cu coarne, cu furci, cu draci după el. Nu. No. Este cel mai bun diplomat. Cel mai bun politician. Limbajul politic și limbajul diplomatic este limbajul diavolului. A, ah, o să săriți în capul meu și o să spuneți că sunt prea radical. Nu, dacă vă uitați așa, să vedeți, vorbind despre adevăr și minciună, un diplomat și un politician, dacă este și religios, știe să te învârtă pe degete, îi pui o întrebare țintită și după ce ți-a făcut un discurs sau ți-a dat câteva răspunsuri, la urmă parcă nici nu mai știi care era întrebarea. Diavolul s-a apropiat de Isus și a zis: Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Cea mai mare ispită care îți poate fi adresată de Diavolul, de acoliții lui, de cei din jurul tău sau chiar de mintea ta este să te îndoiești de ceea ce ești și de ceea ce poți să faci. Pentru că dacă te-ai îndoit, în momentul ăla ești o pradă ușoară. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește să se facă pietrele astea pâini. Cu alte cuvinte zice diavolul, lasă tu chestiile alea cu mântuirea, că ai venit să salvezi omenirea, că până la urmă toate trec prin stomac. Prima ispită la care au cedat ai noștri părinți, protopărinții noștri, a fost ispita apetitului. A, ah, păi voi ca să ajungeți într-o stare mai înaltă, voi trebuie să gustați din fructul ăsta, chiar dacă sfidați și călcați în picioare porunca lui Dumnezeu de a crește așa cum dorește El. Voi puteți să o luați pe o altă cale, să mergeți să vedeți și altceva. Și s-a părut interesant stomăcelul. Așa cum li se pare majorității oamenilor. Uitați-vă să vedeți de Sfintele Sărbători, de Crăciun, de Paști, când vreți dumneavoastră. Sparg românii molurile. Pentru ce? Pentru păpică toate până la stomacel. Dacă stomacul e plin, după aia ele încolo de valori, de credință, de relație cu Dumnezeu, de integritate. Avem coșul plin, totul este în regulă. Când se umblă acolo, începem să mai facem și noi, să mai demonstrăm, să mai... Dar câtă vreme lucrurile astea sunt împlinite, s-a rezolvat. Isus Hristos a dus până la capăt lupta aceasta împotriva ispitelor irezistibile care Rezumă în ele însele toate celelalte feluri de ispite. Astea sunt esența. Să te îndoiești prima dată de ceea ce ești și de ceea ce ai putea face. Și să te ocupi de bețe. Tu ai venit pentru o misiune să salvezi lumea, dar eu îți dau să prefaci pietrele în pâini. Și câți oameni, în loc să. Aibă scopuri mărețe în viață, se ocupă de pâine, de, de pește, de toate nimicurile din viața asta. Și în loc să aibă niște vieți mărețe, la care să te uiți cu admirație, și în loc ca viețile lor să fie o operă de artă, devin niște vieți mici, pipernicite, pentru că încep să se îndoiască de ei înși, și să fie complexați. Și aici nu mă refer la extrema aceea în care eu este supraaugmentat, și în care uh, atunci când pui față în față imaginea de pe Facebook și de pe Instagram cu imaginea reală, încep să ai un șoc, să zici, asta este sau asta este. Nu despre asta vorbim, ci vorbim despre atendoi de ceea ce poți să faci cu ajutorul lui Dumnezeu, a te îndoi de chemarea pe care o ai, care este unică și a te ocupa de lucruri mărunte, chestii ieftine, certuri, medieri, pe existență, pâinică, popică, să fie acolo. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, pune sub semnul îndoielii, cea mai mare ispită să te îndoiești de tine însuți. Poruncește ca pietrele astea să se facă pâini. Ți-e atât de foame, Iisuse. E atât de greu să suporți foamea aceasta. Și vedeți cât de tare ne prind cu cârligul acesta manipulator. O să muriți de foame, o să... Ha, cât o să se întâmple. Și în momentul în care treci dincolo de ispita aceasta a foamei, și îți dai seama că trăiești o zi, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40 de zile fără să mori de foame. pe păi ar da faliment ăștia cu, cu supermarketurile. Doi, N-ai mai fi ușor manipulabil pe dacă ai reuși performanța asta să mănânci mai puțin, să consumi mai puțin și să-ți folosești resursele pentru ceea ce contează cu adevărat în viață atunci n-ar mai fi ușor de manipulat. <laughs> Însă noi, pentru o pâine și pentru lucrurile lumii acestea, ajungem să ne îndoim de noi înșine și ajungem să avem niște scopuri mediocre și submediocre în viață. Însă Iisus a știut care este misiunea lui. N-a uitat nicio clipă cine este, care este misiunea și pentru ce a venit în lumea aceasta. Și spune lui Pilat, eu pentru asta am venit în lume, pentru dreptate, pentru adevăr, să mărturisesc despre adevăr. Și în alte uh, discuții, în discuția cu Nicodim, spune, n -a, Fiul Omului n-a venit în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. A venit să mărturisească despre adevăr, adevărul lui Dumnezeu, nu adevărul politic, în care întrebi 100 și ai 200 de răspunsuri în funcție de interese, pentru că de-aia avem atâtea răspunsuri și în plus mai suntem și subiectivi. Odată mărturisea pentru adevăr și odată a spus că a venit să mântuiască lumea. Și de la acești doi piloni nu l-a clintit nimeni și nimic. A trecut peste foame, a trecut peste oboseală, a trecut peste toate celelalte tentații de a fi pus pe tronul lui David. Hai, acum să te facem împărat. Te luăm cu forța. Nu, că nu pentru asta am venit. Nu și-a uitat scopul. Și uitați-vă la oamenii care au realizat ceva în viață. Nu doar din punct de vedere material. Pentru că aici lucrurile uneori pot fi discutabile. Ai dat un tun, s-a rezolvat, te-ai îmbogățit sau te-ai dus într-un anumit cerc, te ajută, te-ai îmbogățit. Nu despre asta vorbim. Pot să existe și alte excepții, însă, dacă vorbim de viață, de valoarea ta, de ceea ce ai realizat până acum, ești mândru de ceea ce ai făcut? Stăteam de vorbă ieri cu, cu cineva important din lumea antreprenorială. Nu îi dau numele pentru că nu doresc să îl fac vulnerabil. Însă spunea așa că a avut o discuție cu niște oameni care se tot plângeau și tot se crămăluiau. Că, vai, poate ești privilegiat că ai ajuns să faci un imperiu financiar, să faci atât de multe lucruri. Dar noi... Și le-a zis așa, bă, băieți, când am pornit în viață, toți eram cam la acel, același nivel. Ba, unii dintre voi erați chiar deasupra mea, ca familie, ca educație. Mie nu mi-a plăcut foarte mult, uh, să zic așa, uh, învățătura. Am plecat de la minus față de voi. Însă, vreau să vă pun în față o imagine. Dacă ar fi să punem, din momentul ăsta... În continuare, ce ați făcut voi în fiecare zi cu filmare, cu poze, cu tot? Ziua 1, azi suntem în 23 ianuarie, să zicem. Da? Ce am făcut concret pentru viața mea, pentru creșterea mea, pentru binele altora? Ziua următoare, 24, dacă le pui pe fiecare în parte. Ești mândru de ceea ce vezi în fiecare zi sau îți apar foarte multe zile libere în care Netflix, televizor, 5 ore, stat la trâncănel, 4-5 ore, socializare de doi bani și chiuleală, Hai să zici, ai fost la lucru, ai făcut și acolo ce ai putut, mai bine sau mai prost, din, jumate, din timpul de lucru, poate că un sfert sau jumate ai stat la cafele, la povești și la alte lucruri de nimic, n-ai lucrat nici acolo. Și când faci o medie și vezi fiecare zi cam ce ai făcut, îți dai seama că nu prea ai făcut prea mari lucruri pentru tine, pentru creșterea ta și pentru misiunea. La care ai fost chemat. Și atunci, e rămas la un nivel pipernicit. Este specialitatea diavolului de a-i face pe oameni să rămână într-o mediocritate pe toate planurile. Și aici nu vorbesc de dezvoltare personală, în sensul acesta foarte heirupist, cum apare și în, în rețelele astea de socializare, ci vorbesc de o creștere în toate planurile, că avem nevoie și de spiritual, avem nevoie și de fizic, avem nevoie și de intelectual, avem nevoie și de aplicarea în viață a ceea ce am învățat. Că degeaba citești 100 de cărți dacă nu aplici nimic. Ori Isus ne dă o lecție extraordinară. Că el a venit pentru o misiune bine stabilită, avea clar în cap oricând pentru ce a venit. Nici o secundă, nici o fracțiune de secundă nu se îndoia de cine este și pentru ce a venit. Și doi, tot ceea ce a spus a făcut. La noi există un scurt circuit între a zice și a face și din cauza asta avem niște vieți de frustrați. Modelul acesta nu l-am inventat eu, nu l-au inventat speakerii motivaționali. Modelul acesta este dat prin creație. Mergeți la Geneza. Dumnezeu a zis să fie și pasul 2 a fost. Ei, dacă nu funcționezi în timpii aceștia doi, ai zis, ai învățat, da? hai să zic, ai învățat, ai zis, ai trecut la acțiune, după aia devii un frustrat. Păi, eu tot învăț, tot învăț, mă îndop ca o gâscă din asta, știți cum în Ardeal, mai ales în zona Radului, se îndopă, sau cel puțin mai demult, se îndopau gâștele. Avea o mașină din aia pe care băga forțat pe gâtul gâștei boabe și cereale și după aia o legau aici de gât cât să nu se sufoce și cât să nu poată să dea afară ceea ce a înghițit și făceau, cum, zici, cum zic cei din zona Ardealului, un mai, adică un ficat gras și bolnav de un kilogram sau două, da? Și cam așa suntem noi. Ne îndopăm cu tot felul de informații, dar noi nu mai procesăm nimic. Ori viața lui Isus a fost tocmai pe direcția aceasta. Ce a zis, a făcut. Spunea un părinte călugăr, întotdeauna să aplici legea sfertului. Care părinte? Păi, să citești un sfert din cât ți-ai propus și să aplici un sfert din cât ai citit. Și întotdeauna vei fi pe plus. Noi știți ce facem? Citim, citim, sau cel puțin ni se pare că citim. Și ne luăm o sumedenie de ținte și nu mai știm pe care să o împlinim. Iisus a avut o singură țintă, aceea de a fi mântuitor și de aici nu l-a putut deturna nimeni. Nici chiar diavolul în persoană. Este scris, îi spune Iisus, omul nu trăiește numai cu pâine, adică cu flecuștețuri din astea ale vieții, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dar repet, Cuvântul ăsta care iese din gura lui Dumnezeu nu este trâncăneala filozofică sau religioasă sau uh, sterilă pe care o avem noi de multe ori. Ne întâlnim, vorbim și vorbim degeaba. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu este creator. Dumnezeu n-a vorbit mult și uh, Vechiul Testament când s-a scris, Dumnezeu a folosit maxim 8.000 de cuvinte în, uh, în limba ebraică. 8000 de cuvinte, scurt, concis, laconic, dar cât se poate de eficient și plin de putere. A zis și s-a făcut. Deci, omul nu trăiește numai cu pâine, ci trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, dar acel cuvânt care la rândul lui creează, face ca lucrurile să se miște. Câți dintre noi rezistăm aceste ispite? Adică să nu ne îndoim de ceea ce suntem, să nu ne îndoim de misiunea la care am fost chemați și de a trece la acțiune. Majoritatea ne oprim aici. Stomăcelul plin, a, sunt colo de misiune, a, sunt -mi colo de acțiune și de punere în aplicare a unor planuri venite de la Dumnezeu. N-avem nevoie de așa ceva! Important este că ne-a validat dracu. Sau ne-a validat nenea nu știu care, din nu știu ce funcție. Sau ne-a validat un ministru, sau ne-a validat nu știu cine. Și tu te duci după validare în stânga și în dreapta și îți dai seama că viața ta devine un nimic. Pentru că în loc să-ți urmezi cursul, tu îți culegi lauri și dintr-o parte și din așa, să spună și ăla. Și să rămână, să rămână, ce mai faci? Nu zice, ce, vai ce grozav ești, nu știu ce, te mai duci în altă parte, iară, vai ce super, ai făcut nu știu ce lucru. Și pe de o parte oamenii profită de tine și pe de altă parte nu vor să intre într-un conflict ca să spună adevărul verde în față. Și în felul ăsta ajungem să ne păcălim chiar noi înșine că suntem de valoare, dar de fapt suntem nimic. Zero. Viețile noastre nu valorează mare lucru. Bios. Apoi, spune că diavolul l-a dus în sfânta cetate, a mărit miza. L-a pus pe streașina templului și a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că ce este scris că el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te slovești, să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Ispita măreției. Wow! Cine ești? Îți dai seama? Ai ajuns ministru, ai ajuns președinte de conferință, ai ajuns nu știu cine. Și? Cau? Unde? CV-uri pompoase, scrie, pa, pa, nu știu ce, profesor, academician, doctor, nu știu câte. Și viața ta? Ispita măreției. Dacă ești, iar îndoiește-te de tine și trebuie să demonstrezi că ești cineva, nu este mai mare blestem pentru viața ta, pentru direcția pe care o alegi în viață și pentru sănătatea ta și pentru liniștea sufletului tău decât să trăiești o viață să demonstrezi cine ești. Și cât nu cedează aceste ispite să demonstreze cine sunt și se împopoțonează cu tot felul de lucruri care de care mai scumpe și atrag în jurul lor tot felul de oameni care să-i valideze și tot caută să le spună toată lumea cât de grozavi sunt. Și știți ce se întâmplă? Cu cât sunt mai multe apanaje de genul acesta și mai mulți validatori, cu atât practic validezi, valorezi mai puțin. Valorez mai puțin nu în raport cu cei care îți sunt inferiori, Valorez mai puțin în raport cu Dumnezeu, și în raport cu ceea ce ai putea fi dacă ți-ai folosi toate darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Dacă ești, arată ce ești. Aruncă-te jos. Încumetă-te. Să vedem minuni, să vedem lucruri extraordinare, să vedem cum îngerii lui Dumnezeu vin să te salveze. Capcan. Pentru asta venise Isus să-i demonstreze diavolului că este fiul lui Dumnezeu și să facă uz de forță ca să vină îngerii să-l ia pe mâini. Ce miză era asta pentru mântuire? Cât ar fi valorat? Cui ar fi folosit? Ar fi fost doar ei doi. Și Isus a spus, de asemenea este scris, a zis Isus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Atât de mulți oameni își pun viața în slujba eului. Fă minunea asta ca să nu-ți lovești piciorul de vreo piatră, să vadă oamenii cine ești și adu totul în avantajul tău. O viață centrată pe sine, pe interesul personal. Doar pe ceea ce te privește pe tine. Însă, Isus n-a avut așa ceva. N-a avut scopuri egoiste. La ce să-ți demonstreze ție, Satano, că sunt fiul lui Dumnezeu? Oricum nu crezi. E cel mai mare prostie și cel mai mare nonsens să cauți argumente și să demonstrezi celor care sunt montați împotriva ta, inclusiv diavolului, că ești cineva. Oricât de mult ai demonstra, tot va zice: dacă ești, dacă Fiul lui Dumnezeu n-a fost, atunci cine? Te-ai găsit tu să-i demonstrezi lui și altora că ești cineva. Nu-ți mai pierde vremea cu lucruri de nimic. Nu o să demonstrezi niciodată nimic oamenilor și dracilor care sunt montați împotriva ta. Pentru că tu nu vor crede. Ba mai mult, intărăți și mai tare. Și vor căuta să-ți aducă mai multe argumente că nu ești și să te îndoiești. De ceea ce ești. O risipă de, enu de resurse enormă. Nu-ți mai cheltui viața în felul acesta. N-are rost. E pierdere de timp. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că ce este scris, El va porunci îngerilor să-i se vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să slovești piciorul de vreo piatră. Ce grijă avea diavolul de El. Sunt atât de mulți lingușitori în viața aceasta care dacă au un interes la tine sau dacă vor să te facă să cazi, încep să te laude. Fiți atenți la laude, fiți atenți la aprecieri, pentru că vă săpați groapa. Oamenii care vă laudă, în secunda a doi pot să vă vorbească de rău, chiar să vă pună ceva în zona gâtului. Mare atenție! Nu vă mințiți că dacă vă validează și vă ridică în slăv și încep să vă spun apreciativ o mulțime de lucruri neapărat sunt cu voi. Ne place să avem iluzia asta că suntem importanți și poate ține o vreme. Știți când veți afla adevărul? Sau dacă veți afla adevărul? În momentul în care veți pierde puterea și în momentul în care nu le va, veți mai oferi avantajele pe care și le doresc. În momentul ăla vedeți, de fapt, cine au fost cei care v-au flatat și v-au complimentat și v-au adus atâtea, atâtea aprecieri. Iisus nu suferea de aprecieri, nu avea nevoie să fie validat în felul acesta. La ce să mă sui pe streașina templului? La ce să spun îngerilor că ar putea să facă lucrul ăsta? Chiar spune înainte de sacrificiul său și credeți că n-aș putea să spun tatălui meu să trimită câteva legiuni de îngeri. Erau gata să sară în ajutorul lui. De deci ce nu fac lucrul ăsta? Pentru că nu pentru asta am venit. Eu am venit să-mi dau viața ca să mântuiesc lumea. Și n-au uitat niciodată lucrul acesta. Văzând că nu merge nici cu îndoiala de sine, nici cu fomica, nici cu dorința de înălțare, a venit cu acea ofertă de a scăpa de sacrificiu. Să nu mai fie atât de integru. Mi te mie, pleci capul, și toate avantajele din lumea aceasta vor veni asupra ta. Ispita lipsei de integritate. Și câți nu cedează în felul acesta? Noi, dacă ne uităm în istoria noastră de la Decebal, istoria s-a cam rupt. Au venit peste noi și romanii, au venit mai multe popoare și, la un moment dat, am devenit un popor. Și am rămas, aș vrea să subliniez, am rămas un popor care nu se poate conduce singur. Am rămas un popor care nu se poate conduce singur. Pentru că întotdeauna, atât cei din plebe și cei de jos, cât și cei de sus, au lucrat numai pentru interesul lor ăștia de jos să -ți țină pâinea, copiii, familiile, erau în stare să recurgă la orice compromisuri de asta la inteligența practică și la șmecherii, nu îi întrece pe români nimeni. Au fost bătuciți pe spinare de toți ceilalți cotropitori și s-au învățat așa. La capitolul integritate suntem la cel mai jos nivel posibil. Vorbesc de integritatea asta istorică. Și la un moment dat a venit vremea, după ce l-au dat jos pe cuza, să vină un domnitor. Și s-au dus pe la toate curțile regale ale Europei, ale lumii, au scris, bă, ne trebuie un domnitor ca să medieze între conservatorii de dreapta, ca așa erau atunci, și liberalii de stânga. După aia s-a inversat. Da, bine, tot același lucru e, da? În fine, și nimeni nu dorea să medieze între aceste două părți care se mâncau ca un cancer. Nu, să nu credeți că am inventat noi caracatița uh, asta în care fuzionează cele două părți. Nu. Au mai fost uh, situații în istorie când conservatorii și ceilalți au fost uh, împreună. Și nu voia nicio casă regală să vină să ia stăpânirea țării. Și bă, ce să facem noi la. la turciții aceia și la balcanice aceia care n-au nicio direcție, n-au nicio onoare, n-au nicio integritate istorică. Au fost vorba lui Caragiale, care este profet din punct de vedere a radiografiei pe care o face acestui popor și nu vorbesc de cultura populară și de țăranul care a muncit, ci vorbesc de clasa asta de mijloc și în sus. Pur și simplu au zis, noi nu vrem să mergem acolo. Până când a venit Ion Bălăcean în Franța la Napoleon al III-lea și prin insistențele uh, lui, uh, unei doamne, unei dame, Madame Cornu, care fusese fica, era fica uh, cameristei, mamei lui Napoleon. Și a intrat și a zis, Sire, hai, vă rog frumos, trimiteți-l pe nepotul dumneavoastră, pe Carol, care este ofițer în armata germană. Două dintre bunicile lui sunt franțuzoice. Și a fost un pic flatat de Napoleon al III-lea și l-a trimis pe Carol ca să pună România pe roate. A fost cea mai lungă domnie, mai lungă cu un an decât a lui Ștefan cel Mare. Și a pus lucrurile pe rând. A, a reușit să vadă cum funcționează caracatița asta de gândire românească. Dar după ce a plecat monarhia, iarăși a revenit la vechile năravuri. În perioada aceea, România s-a dezvoltat cel mai mult. De ce? Pentru că a intrat într-o anumită rigoare. Doar Japonia se dezvoltase mai mult decât România în, în, term în zona aceea a războaielor. De ce? Pentru că a intrat pe linia integrității. Și acum, trecând de la analiza asta de neam, la analiza personală, cât de mult reziști acestor tentații din jurul tău? De a nu fi integru, care merg până la cele mai înalte structuri. Diavolul a venit cu o ofertă foarte, foarte puternică și foarte generoasă. Toate împărățiile lumii, vă dați seama că acolo a fost un act de spiritism. Pentru că nu putea să-i de pe un munte înalt cât era, că nu era Everestul, era în zona aia, poate Muntele Pisga, da? Uh, și să-l duc acolo, pe muntele ăla, și să vadă. Toate împărățiile lumii. Probabil că i a trecut prin față toată bogăția lumii într-un act cinematografic pe care poate că îl stăpânea mai de mult decât să se fi inventat mijloacele acestea tehnologice. Și într-un act hipnotic, cinematografic, îi trece prin față toată bogăția și măreția lumii toate ți le dau ție dacă renunți la sacrificii. Nu are rost să te mai cobori atât de jos, să te urci pe cruce, să fii umilit, să, să trebuiască să treci prin chinul acesta. Na! Și știți că asta este minciuna de astăzi pe care o folosește? Tu vedeți, pe toți influențele, bă, nu mai trebuie să muncești. Nu mai trebuie să muncești ca prostul ca să devii cineva. Trebuie doar să faci niște șmecherii, investești în niște cripto, scripto, în niște aburel din astea. Cumperi cursul meu, mai ales, asta este cheia. Dacă nu cumperi cursul meu, e vraiește, nu, nu o să faci nimic în viață. Totul începe prin cumpărarea cursului. După ce ai cumpărat cursul, ți se deschide așa o mare trapă în minte și zici, wow, m-am iluminat. Nu mai trebuie să faci sacrificiile astea totul este să prin șmecheriile. Însă, nu există vieți mărețe fără sacrificii, fără muncă. De ce este atât de labilă economia lumii? Pentru că se bazează pe nemuncă. Ce investiția în bursă? O investiție în nemuncă. Ce sunt investițiile astea artificiale în tot felul de acțiuni și prostii de genul ăsta? Sunt chestii artificiale, care acum au nu știu câtă valoare și mâine, dacă nu le mai cumpără nimeni sau dă faliment fabrica, valorează egal cu zero. Însă lucrurile pentru care ai muncit, niciodată nu ți vor putea fi luate. Dacă te-ai format ca om de cultură, rămâi om de cultură chiar dacă ți se ia postul, catedra, titlurile și așa mai departe. Dacă te-ai format ca medic, rămâi medic. Dacă ești meseriaș, rămâi meseriaș. Chiar dacă nu ești angajat la nu știu ce mare companie și așa mai departe. Dacă ești artist foarte bun. Dacă... Oriunde ești foarte bun. Nimeni nu poate să-ți ia nimic. Pentru că lucrul ăla l-ai obținut prin muncă. Și știi ce înseamnă. Dacă ai fost numit politic sau prin anumite decizii de bord, când ți-a zburat funcția, ți-a zburat toată valoarea. Și atunci, da, poți să fii stresat, poți să fii cât se poate de stresat, să-ți crească tensiunea, să-ți crească glicemia, pentru că tu nu mai ești, că pe tine te valida funcția. Însă, Hristos n-a avut nevoie să fie validat de diavolul și de oferta lui. Și credeți-mă, ofertă mai bună decât i-a făcut lui Hristos, n-a făcut și n-a mai, mai trebuit să facă nimănui de atunci încoace. Era cea mai mare miză. Totuși dau la picioare, dar fă un act de plecăciune. Și observați, la cam toate nivelurile că așa merg lucrurile, calitatea supremă pe care trebuie să o ai este supușenia. Să nu superi, să te supui, ci slava vine după tine. Beneficii, avantaje, depinde la ce preț vrei să te vinzi. Însă, Isus nu și-a vândut chemarea, misiunea și scopul pentru care a venit în lumea aceasta. Pentru nimic, pentru toate bogățiile și pentru toată slava lumii acestea. A zis, nu. Eu știu care este. Menirea mea, eu știu cine sunt, eu știu pentru ce am venit în lumea aceasta și vreau să merg pe drumul acesta până la capăt. Să știți că atunci când citim Sfânta Scriptură, ar trebui să avem mai multe rânduri de ochelari prin care să o privim. Să nu ne rezumăm doar la a repeta. Anumite texte sacre, ca niște papagali, <coughs> ale interpreta în niște șabloane bisericești, mai bune sau mai puțin bune, și să rămânem acolo. Dacă Scriptura nu schimbă viața, înseamnă că totul este în zadar. Care este scopul pentru care trăiești? care sunt ispitele irezistibile din viața ta care te împiedică să ajungi acolo unde ar trebui să fii? O altă întrebare. Știi unde ar trebui să fii? Știi ce vrea Dumnezeu de la tine? Știi ce ai avea de făcut pentru ca viața ta să fie o adevărată capodoperă? Dacă nu spui serios întrebările acestea, vei citi de 100 de ori Biblia la rând, poate? Și nu vei pricepe mai nimic. Vei fi doar un om pios, un om religios, un om care primește beneficiile unui act religios liturgic. Dar viața lui nu ajunge să să impacteze așa cum ar trebui să o fac. De ce? Pentru că oamenii uită care este chemarea lor. Nici nu sunt preocupați, nici nu știu care este chemarea lor. Și dacă află cumva ce ar putea face, pe drum sunt atât de multe tentații, atât de multe pâini, atât de multe lucruri de demonstrat, încât își irosesc viața în lucruri care nu contează. Era un uh, personaj de roman al unui scriitor rus pe nume Pahomie un om că se poate de lacom, care a primit o ofertă de la un nobil. Cât vei alerga cu picioarele într-o zi, atâta pământ îți voi da. Bineînțeles, aleargă, 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 pleacă pe homie și... Băi, soarele cam la amează, ar cam trebui să mă întorc. Nu, dar vreau mai mult pământ, mai mult pământ. Și în cele din urmă aleargă, după aia își dă seama prea târziu că trebuie să se întoarcă. Și aleargă, aleargă, aleargă. Și în cele din urmă, ostenit, prăbușit și vlăguit, ajunge la picioarele boierului și zice, gata, am ajuns. Și în scurt timp a murit. Și întreabă autorul, de cât pământ avea a avut nevoie Pahomie de cât pământ? 2 metri cubi, maxim. Învățătura este foarte profundă. După câte nu alergăm noi în viața aceasta, să adunăm, să adunăm și este bine să ai anumite lucruri, dar dacă toate sunt pentru tine și dacă tu ești doar pentru tine, și nu ai o misiune care să-i vizeze și pe ceilalți, n-ai înțeles viața și ai o miză prea mică. Iisus Hristos n-a putut fi ispitit nici prin pofta apetitului să facă o pâinică caldă, să-i țină de foame. După patru... Era legitim, era absolut legitim. Dar a spus, nu asta este scopul meu, nu asta este misiunea mea, să vin să fac pâini. Să fac o brutărie în pustie. Nu asta este misiunea mea. După aia. Nu asta este misiunea mea. Să demonstrez eu ce putere am cu ei, diavolului, vrăjmașului meu. Nu! Și apoi să vin eu să las la o parte sacrificiul, rugăciunea și misiunea pentru care am venit ca să plec capul. Și unii de atâtea multe ori plec, pleacă, își pleacă capul în viață încât uită cine sunt. Deci sacrifică demnitatea și, în cele din urmă, poate constată cel mai târziu că viața lor nu valorează nimic. De ce? Pentru că nu mai au demnitate, nu mai au coloană vertebrală. Ei au devenit niște oameni anonimi, poate chiar celebri, dar anonimi, cu vieți mici în comparație cu ceea ce ar fi vrut Dumnezeu să fie sau cu ceea ce ar fi putut să fie dacă se raportează la darurile pe care le-a dat Dumnezeu. Fii atent la ispitele irezistibile. Pot fi mascate frumos, însă în cele din urmă viața ta va scădea foarte mult în valoare.